Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a avut o întâlnire de lucru cu premierul Țării, Ion Chicu. După cum a anunțat primarul general pe pagina sa de pe de socializare, în cadrul unei discuții cu șeful guvernului, au fost abordate subiecte extrem de importante pentru dezvoltarea Chișinăului. În alții oficiali au discutat despre proiectele de infrastructură, modernizarea transportului public, reparația drumurilor, construcția și amenajarea locurilor de parcare, situația stației de purare, planurile de investiții pentru primărie pentru anul în curs, precum și bugetul municipal. Ioan Ceban a menționat că administrația orașului planifică în cooperare cu guvernul să implementeze proiecte care sunt importante pentru dezvoltarea municipiului Chișinău într-un timp scurt. În unele cazuri, amânarea este inacceptabilă. Primarul este convins că este necesar să se acționeze de urgență. În unele domenii există deja o o viziune clară, în altele planuri de acțiune clar definite, a subliniat Ceban, exprimându-și satisfacția pentru disponibilitatea guvernului de a ajuta primăria municipiului Chișinău.